Iubiți frați în credință, stimați radioascultători. Așadar, Iisus li se adresează discipolilor săi. Discipolii, adică aceia care au venit ca să-L asculte, cei cărora le spunea în ultima fericire, fericiți sunteți voi când vă vor insulta, vă vor persecuta și mințind vor spune tot răul împotriva voastră din cauza mea. Discipolii sunt nu numai cei care au fost lângă Iisus, ci sunt cei care se adună întotdeauna pentru ca să-L asculte, să învețe și să trăiască cuvântul Său. Așadar, acel voi răsună peste toate generațiile și îi se adresează astăzi nouă. Voi suntem noi, cei care ne-am adunat astăzi în biserică sau cei care ne aflăm lângă radio, pentru ca să ascultăm cuvântul lui Iisus Hristos. Și îl spune două asemănări. Voi sunteți sarea pământului. La prima vedere este o asemănare curioasă. Nu s-a auzit niciodată ca să se fertilizeze pământul cu sare. Dimpotrivă, sarea este moarte, înseamnă pustiu. Dacă e să înțelegem pământul în sens metaforic, adică toți cei care îl locuiesc, omenirea, atunci sarea ar putea să însemne înțelepciune. Este ceea ce Sfântul Apostol Paul le spune credincioșilor din Colose: aveți grijă cum vă purtați cu cei din afară, folosind bine timpul potrivit. Vorbirea voastră să fie întotdeauna plăcută, cu un dram de sare, ca să știți ce să răspundeți celor din afară. Așadar, sare înseamnă înțelepciune. Sare mai înseamnă în limbajul Sfintei Scripturi legământ, alianță. În Vechiul Testament se vorbește despre o alianță de sare. Mai mult decât atât, în Faptele Apostolilor, după ce Iisus a înviat din morți, Sfântul Luca spune că era împreună cu ei și în limba greacă folosește un verb care literal înseamnă mânca sare împreună cu ei, adică sarea este semnul comuniunii. Dar Iisus, în asemănarea pe care o folosește astăzi, se referă la o altă calitate a sării. Dacă sarea își pierde gustul, deci Iisus insistă asupra gustului pe care sarea îl dă mâncărurilor. Nu este nicio mâncare bine pregătită în care să nu se folosească sare. Și Iisus insistă asupra acestui lucru. Sarea se dizolvă pentru ca să dea gust, pentru ca să păstreze, pentru ca să ferească de stricăciune. Așadar, când Iisus spune, voi sunteți sarea pământului, iar dacă sarea își va pierde gustul, va fi aruncată afară și călcată în picioare de oameni, vrea să ne spună nouă, celor care îl ascultăm astăzi, că dacă nu știm să dăm gust de viață comunității în care trăim, dacă nu știm să dăm sens
existenței noastre, dacă noi ca biserică nu devenim motor pentru lumea de astăzi, atunci merităm să fim călcați în picioare de oameni. Și mai spune Iisus o asemănare: voi sunteți lumina lumii. Și pentru ca să concretizeze această asemănare, se folosește iarăși de două comparații. Este vorba de cetatea construită pe stâncă ce se vede de pretutindeni. Ideea este clară la cetatea Ierusalimului, care era construită pe vârful muntelui Sionului, în așa fel încât toate triburile din orice direcție ar fi venit, vedeau cetatea Ierusalimului, se îndreptau spre cetatea Ierusalimului și acolo, din toate necazurile și din toate locurile lor, veneau să-L întâlnească pe Domnul. Și încă o comparație: nimeni nu aprinde o lumină ca să o acopere, nimeni nu aprinde o lumină ca să o pună sub obroc, ci o pune în sfeșnic, adică undeva sus, pentru ca să ilumineze pe toți cei care se află în întuneric. Și pentru ca să dea semnificație la ambele asemănări, Iisus Hristos închide discursul Său, pe care l-am ascultat în fragmentul de astăzi: așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune și să-L glorifice, să-L preamărească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Să vadă faptele voastre bune. Care fapte bune? Ne spune prima lectură pe care am ascultat-o din profetul Isaia. Încă de la început, cel mai mare profet scriitor al Vechiului Testament a atras atenția asupra inegalităților sociale. Este un fragment, spre exemplu, în capitolul 3, o adevărată capodoperă, în care scoate în evidență aroganța celor bogați care își zornăie bogățiile lor prin cartierele sărace ale Ierusalimului, făcând în felul acesta ca să ducă regatul lui Iuda la prăbușire. Scena care este reflectată în fragmentul pe care l-am ascultat astăzi este după câteva secole mai târziu, este vorba de perioada persană. Israelizii s-au întors deja din exil, au reconstruit templu, au făcut eforturi deosebite pentru ca să restabilească cultul de la templu, să reînvețe ritualul, să știe rugăciunile, au introdus o sumedenie de posturi. Dar situația socială era gravă. Perșii, care deveniseră dominatori și asupra regatului lui Iuda, nu mai percepeau taxele în natură ca mai înainte, ci ei voiau monede. Din cauza aceasta, mulți dintre evrei au ajuns într-o situație disperată, erau puși în situația să-și dea fiii și fiicele ca sclavi, pentru ca să poată acoperi datoriile față de imperiu. Dar ceea ce era mai grav, unii dintre evrei, pentru ca să nu-i restituie pe copiii care au ajuns sclavi la ei în anul jubiliar, când conform poruncii Domnului toți sclavii trebuiau eliberați, îi vindeau în afară. De aceea profetul se ridică cu un verșunare împotriva acestei mentalități și spune:
Oare acesta e postul care îmi place mie, cultul care îmi place mie, să vă plecați gâtul ca trestia și să vă puneți sac și cenușă? Iată postul care îmi place. Și am ascultat în fragmentul de astăzi care este postul. Împarte-ți pâinea ta cu cel flămând. Primește-i pe săracii fără adăpost la tine. Când vezi un om gol, îmbracă-l și nu-i disprețui pe cei din neamul tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și rana ta, adică toată situația cumplită socială și economică, se va vindeca repede. Și ceea ce este mai important este că se va restabili dialogul cu Dumnezeu. Pentru că atunci, spune profetul, dreptatea va merge înaintea ta și gloria lui Dumnezeu te va păzi din spate. Tu îl vei chema pe Domnul și El îți va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Dumnezeu este disponibil, răspunde, iată-mă, cu o condiție, dacă vei îndepărta din mijlocul tău jugul, dacă vei îndepărta din mijlocul tău arătatul cu degetul, adică învinovățirea celuilalt, și dacă vei îndepărta din mijlocul tău vorbirea păcătoasă. Iată faptele bune care trebuie să strălucească înaintea oamenilor pentru ca să-L preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Și nu este lucrarea noastră, a oamenilor, nu facem noi mușchi pentru ca să realizăm lucrările acestea, ci este lucrarea lui Dumnezeu. Ne-o spune Sfântul Paul la cea de-a doua lectură pe care am ascultat-o din prima lui scrisoare către Corinteni. Suntem în primăvara anului 56. Trecuseră deja 5 ani de când Sfântul Paul, în cea de-a doua lui călătorie misionară, după ce a intrat pentru prima dată în Europa, prin portul Neapolis, în cetatea Filipii, după ce a trecut prin Tesalonic și Bereia, a ajuns la Atena. Era o localitate mică din punct de vedere al dimensiunii, dar era centrul cultural al Greciei și a pregătit discursul cel mai bun pe care l-a rostit vreodată Paul. După toate normele oratoriei grecești și a venit în mijlocul atenienilor în aeropag ca să le vorbească. Dar eșecul a fost total. La sfârșit, cei care l-au ascultat i-au spus că te vom asculta altă dată. Și acum le răspunde corintenilor, la care a mers după aceea și unde a rămas împreună cu ei un an și jumătate. Le scrie pentru că i-au scris mai mulți din Corint, în special cei din casa Chloei, și l-au informat cu privire la problemele care se găsesc în comunitate. Și a plecat asupra hârtiei, Sfântul Paul îi are în față pe cei cărora le-a vestit cuvântul. Erau bogați și săraci, bărbați și femei, oameni instruiți și oameni fără de carte, stăpâni și sclavi, evrei și păgâni. Și toți împreună
formau acum o comunitate. O comunitate pentru că au ascultat cuvântul pe care l-a vestit Paul atunci când a fost la Corint. Și își aduce aminte că atunci când a mers, a mers cu frică, cu tremur, în slăbiciune. Și când spune el, am fost la voi, am fost ca să vă vestesc misterul lui Dumnezeu. Nu cu cuvinte meșteșugite și cu înțelepciune umană. N-am vrut să știu nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe acela răstignit. Pentru că cel care lucrează este Duhul. Dacă oameni de toate tipurile pot să stea împreună și să formeze o comunitate, este pentru că Duhul lucrează. Așa încât credința voastră, spune Sfântul Paul, să nu fie bazată pe înțelepciunea omenească, ci pe puterea lui Dumnezeu. Îl rugăm să ne constituie și pe noi astăzi, toți care suntem aici, toți care îi ascultăm cuvântul, într-o comunitate dispusă să lucreze în așa fel încât oamenii să vadă faptele lor bune și să-L preamărească pe Tatăl din ceruri.